Înfrângere în prelungiri pentru Astra Giurgiu în meciul de sâmbătă cu Oțelul Galați. Aflată în continuare pe loc retrogradabil, echipa Oțelul a reușit prima victorie pe teren propriu din acest sezon, chiar în compania elevilor lui Mulțescu, cu scorul de 2-1. Deși Astra a înscris prima prin Fatai, pena de la Galați a egalat câteva minute mai târziu în urma unei lovituri de la 11 metri. Ca o ironie a sorții, golul victoriei a venit în minutul 95, așa cum s-a întâmplat și în meciul Astrei cu FC Vaslui, de data aceasta printr-o gafă a lui Chelo, care a scăpat mingea, iar Incango a profitat din plin de poarta goală. În urma acestei partide, Astra Giurgiu se situează pe locul al patrulea în clasamentul Ligii 1, iar următorul meci se va disputa acasă împotriva CSMS Iași, echipă situată pe penultimul loc cu doar 5 puncte.